Dragoș, pe Georgeta și pe Florina și pe... Sara! Sara! Sara, când o să crească mare, o să ne vadă pe noi la televizor. Bună, Sara! Eu te știu de când erai în bortică. Sec. V-am mințit. Nu sunteți în finală. Sunteți în semifinală. Sunteți cumva ca la început. Ca să ajungeți în finală, trebuie să treceți de roată. Cine dă cel mai aproape de 100 fără să o depășească, pac, ajunge acolo. Dacă dați din prima pe 100, vă dau și 2000 de lei pe care i-am pregătit la Marian. Nu zic garantăm pentru el, că avem buletinul lui. I l-am luat. Așa că nu vă mai țin, încep cu Dragoș, pentru că el a început. Dragoș, hai să te vedem, multă baftă, mult noroc, hai să vedem cum joci. Fie. Și-a plecat, și-a plecat și se învârte norocul. N-ai dat rău? După cum o văd, tare. Ah, a trecut în prima. Dar nu-i nimic, că avem 60 și 20 și 40. Atât. 20, fii mai optimist un pic și hai să vedem un 80, poate faci 100. A plecat. Ai dat încet, trebuia să dai un pic mai tare. Că 80, uite-l, de-abia acum urcă. Avem 20 cu... E bine 65, dar rămânem la 30. Avem 50. Ești în finală, stai aici. Georgeta, te rog, vino. Trebuie să bați 50-ul. Și-a plecat. Și hai să vedem. 50 are Dragoș. Și tu ai dat fix 95. Încă un pic și era el în semifinală. Mulțumim frumos, Dragoș. Numai bine, seară bună. O seară frumoasă, ne auzim. Florina, vrei să mai dai o dată? Mulțumesc. No. Vino aici sus și hai să vedem. Hai să vedem cum stai cu norocul astăzi. Doar 100 te salvează sau 95-ul. Vino aici lângă mine, draga mea. A trecut cam repede 100. Soțul tău acolo e, ce să zic, naște. 95-ul a trecut. 50-ul. Mai e o șansă. Da. 45 sau 50. Și a dat. Hai să vedem. Uite-l cum vine. A trecut. 45-ul e sus, dar nu are forță și a rămas la 65. Mulțumim frumos, Florina. Iar noi mergem cu Georgeta în finală. Uite ce mândră e Georgeta. Eu zic să rămâneți pe Antena 1, că faceți bine, pentru că vedem exact ce se întâmplă astăzi cu premiul Georgetei. Rămâneți cu noi. Suntem în finală cu doamna Georgeta și ne bucurăm din suflet pentru că avem o finalistă. Pentru că avem un premiu și nu aveam cui să-i dăm. Ne bucurăm mult că ai venit tu în această seară. Rămâneam cu el, nu de alta. Oh. Avem un buton aici, doamnă. Apăsăm pe el și avem o marjă de eroare. Da. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. E mai bine. Da, și mică e bine. Important e să-ți spuneți prețul direct. Pac! Și ați luat premiu. Da? Da. Apăsăm aici când sunteți sigură. Că nu... Cât e? 500. Nu cred! Da. Cineva acolo sus te iubește, 1500 de lei. Cu siguranță. Ce-ți dorești? Nu neapărat ceva special. Exact asta avem. Avem ceva nespecial. E nespecial ce avem în seara asta, pentru că... În această finală avem pentru dumneavoastră o vacanță specială. Zanzibar. În Zanzibar. Yes.
Mamă, ce bine stă acolo! Arhipelagul din Oceanul Indian vă așteaptă cu brațele deschise. Două persoane vor merge acolo pentru 7 nopți, având cazare în cameră dublă de lux, în regim demi-pensiune, bilete de avion, asistență turistică și bagajele de cală sunt și ele plătite. Puteți vizita Casa Minunilor, cea mai extravagantă clădire din insulă, Băile Persane sau Palatul Sultanului. De plajă, de soare, de distracții nebune nu vă mai spun. Așa că, doamnă dragă, concentrați-vă la joc, că avem nevoie de o vacanță. Ați fost plecată în Zanzibar vreodată? Nu. Nu? Vreți? Da. Vă e frică cu avionul? Nu. Nici nouă. Soțului e frică. Foarte bine, nu-mi lăsați-l acasă. Da. Un bărbat adevărat, mă. Un bărbat adevărat. Spurați dacă e să o câștige? E normal. Acu-i acum. E simplu ca bună ziua. Ai 1500 de lei, marja ta de eroare și să-mi spui un preț pentru această vacanță. 7 zile în Zanzibar, plătim avion, plătim absolut tot. O să îi ceri un sfat soțului, dacă tot îi place cu avionul. Poate și îți dă un preț bun, un preț real. Și dacă mi l-ai spus, pleci în Zanzibar. Hai să vedem. Te las să te gândești? Superb, Ana. Am hotărât. V-ați hotărât? Da. Și avem așa, o marjă de eroare de 1500 de lei pe ecran, acolo sus. 1500 de lei, o sumă foarte bună și un preț estimat de doamna Georgeta. De... 12.000. 12.000. 12.000. Na, n-am spus eu, a spus-o dumneavoastră. Doamna Georgeta, 12.000, spuneți că plecați în Zanzibar, două persoane, 7 zile, cu avion, cu absolut tot, iar noi spunem că am plătit pentru această excursie suma de... Oricum, se bucură Florin, zici că câștigă el excursia sau soția lui? Și soțul, și băiatul, și vecinii, vecinul... Doamna, ați văzut că nu mai râde vecina. Eu v-am zis, dacă și câștigați vacanța asta... Uitați-vă alți prieteni. Nu și cred. Avem așa, 12.000, un preț estimat, iar noi spunem că am plătit pentru această vacanță suma de... De... 13.400 de lei! 13.400, pleacă în Zanzibar și Vasile, soțul, doamne, uite ce frumos! Mamă, mamă, acum o iubești, normal? Normal că o iubești, că doar ți-a luat o vacanță în Zanzibar. Din prima clipă am iubit-o și o iubesc și mai mult acum. Mai ales acum vine și băiatul, uite, Victor. Foarte bravo, frumos, o familie fericită, mama a câștigat o vacanță bine meritată. Da.